în jurul orei 8 dimineața pe aeroportul Henri Coandă a aterizat din Coreea de Sud aeronava încărcată cu 45 de tone de echipament medical, anunțată încă de miercuri. Aproximativ 45 de tone de echipament medical au ajuns în România de la Seul, Coreea de Sud, cu aeronavă NATO după ce MAPN a solicitat capabilității de transport aerian strategic a NATO, care operează de pe baza aeriană Papa din Ungaria, desfășurarea unei misiuni aeriene de urgență, a precizat Ministerul Apărării Naționale. Echipamentele, 100.000 de combinezoane de protecție, au fost achiziționate de statul român prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate în cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în țara noastră, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Apărării Naționale. Zborul a fost efectuat cu aeronavă C-17 Globemaster 3 în cadrul cotei de ore de zbor alocate României ca stat membru al capabilității de transport aerian strategic. Unul dintre comandanții echipajelor care a operat aeronava pe timpul acestei misiuni este locotenent comandorul George Crăciun, pilot din Forțele Aeriene Române, detașat în cadrul capabilității de transport aerian strategic. România a semnat în anul 2008, ca membru fondator, memorandumul de înțelegere pentru constituirea capabilității de transport aerian strategic alături de alte 9 țări NATO, Bulgaria, Estonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, Statele Unite ale Americii și Ungaria și 2 membre ale Parteneriatului pentru Pace, Finlanda și Suedia.